Bine ai venit pe canalul Adevăruri Secrete, locul unde secretele omenirii se deschid pentru tine. Descoperă totul despre tot, descoperă lumea alături de noi, explorează teorii incredibile. Toate doar pe Adevăruri Secrete, apasă desigur butonul roșu de subscribe dacă nu ai făcut asta până acum, ca să fii la curent cu următoarele documentare pe care le vei găsi pe canalul Adevăruri Secrete. Astăzi vreau să vorbim un pic despre celebrul Consiliu Andromeda și despre interviurile lui Tolek. Haideți să vedem ce este de fapt Consiliul Andromeda. Consiliul Andromeda este considerat răspunzător de guvernarea galaxiei noastre și este format din reprezentanți ai anumitor sisteme stelare, care au funcții de guvernare și dezvoltare ale zonelor galactice în care activează. Conform lui Tolek, cel care se consideră reprezentantul Consiliului Andromeda pe Pământ și care a acordat numeroase interviuri la diverse publicații, există două motive principale pentru care Consiliul Andromeda a luat o decizie radicală pentru a interveni în ajutorul oamenilor de pe Pământ. Primul motiv. Cu ani în urmă, înainte ca acest război cosmic să înceapă pentru eliberarea oamenilor de pe Pământ, de cuceritorii reptilieni originari din sistemul Draco și Hydra, care printre altele colaborau cu partenerii lor micii cenușii originari din Orion și care război s-a încheiat deja acum mulți ani, s-a decis că este necesară această intervenție în forță, afirmă reprezentantul Consiliului Andromeda, Tolek, cel despre care v-am spus mai devreme. Motivul acestei intervenții este că la una dintre cele mai importante reuniuni ale Consiliului Andromeda au ajuns la concluzia că undeva cam la 360 de ani în viitor, dacă nu s-ar fi intervenit cu acțiuni pentru blocarea acestui eveniment, ar fi rezultat o adevărată catastrofă galactică, cu consecințe inimaginabile de reale pentru foarte mulți oameni care trăiesc pe multe planete din alte galaxii. Al doilea motiv pentru care Consiliul Andromeda a hotărât să ia o decizie de intervenție pe Pământ a fost iminenta perioadă de tranziție, transformare și evoluție a întregii planete și a oamenilor care trăiesc aici, spre dimensiunea vibratorie a patra, și că oamenii merită să facă această tranziție în mod conștient, total liberi și nu manipulați, dominați, influențați continuu, abuzați, folosiți ca sclavi și traumatizați emoțional, folosiți ca hrană și pe post de cobai pentru experimente genetice, iar lista aceasta poate continua foarte mult. Pare cumva destul de aproape de realitatea în care trăim, nu este așa? Ei bine, Consiliul Andromeda, mai spune Tolek, după o analiză extinsă și după multe deliberări, a decis că oamenii de pe Pământ merită să facă această tranziție în deplină libertate și nu ca niște sclavi. Într-un interviu recent, acest celebru Tolek ne anunță că în următoarele zile se va înfăptui o acțiune de mare importanță pentru planeta noastră. Va fi complet distrusă ultima bază submarină a reptilienilor, acțiune ce va fi realizată ca și cele precedente de către frații noștri din sistemul stelar Procyon, care fac parte din Consiliul Andromeda. Acest important eveniment va fi însoțit de apariția unei imense sfere de energie luminoasă. Unii o vor numi orb și va avea loc în zilele următoare. Sfera luminoasă va fi vizibilă în preajma coastelor de litoral și poate fi considerată un semn, un indicator. În cadrul unui interviu audio acordat online pe internet, Tolek vine cu precizări uluitoare. Această ultimă bază submarină a reptilienilor din constelația Draco și Hydra putea găzdui 35.000 de reptilieni pe o perioadă de 6 luni. Era construită sub platoul oceanic și ascunsă cu mare dibăcie cu ajutorul unor tehnologii imaginistice holografice, astfel încât echipa de 100 de oameni ai Consiliului Andromeda, dintre care 75 sunt din sistemul Procyon, au reușit localizarea exactă a acestei baze abia după 7 zile de atente căutări și scanări ale platoului oceanic. Dacă vă amintiți bine însăși, generalul Emil Străinu amintește de baze submarine descoperite în Atlantic. Baza submarină cuprindea o clădire centrală de 10 etaje, cu rolul de comandament operațional, în jurul căreia erau dispuse multe alte zeci de clădiri cu rol de logistică și depozitare grupate în 6 raze care porneau de la clădirea centrală.
dar uimitoarea descoperire abia acum urmează. În interiorul acestei baze submarine au fost găsite 10.000 de ființe, dintre care 2.000 erau militari reptilieni de rang înalt, adică ofițeri, dintre aceștia unul era general de 5 stele și un altul era general de 2 stele. Personalul administrativ număra 5.000 de ființe, care deserveau întreg acest efort militar reptilian. În plus, acum informațiile devin cu adevărat interesante. Au fost descoperiți 3.000 de oameni care fac parte din cabala mondială criminală și din grupul Illuminati, mulți cu poziții de rang înalt, personal administrativ superior și chiar militar. Dintre aceștia însă, 50 erau personalități marcante ale cabalei și grupului Illuminati și 100 erau manageri de rang înalt. Dintre acești 3.000 de oameni au fost găsiți 2.000 de hibrizi reptilieni umani creați prin manipulare genetică. Acești oameni arătau ca niște oameni normali, dar pupila ochilor era însă verticală și nu circulară cum este la omul obișnuit. Peste 8.000 de reptilieni găsiți acolo au fost teleportați printr-o poartă stelară Stargate către marginile universului îndepărtat cunoscut, iar cei 2.000 de oameni ai cabalei și grupului Illuminati, inclusiv hibrizii reptilieni umani, se află acum pe principala biosferă a Consiliului Andromeda în vederea clarificării suplimentare necesare pentru judecarea lor sub legile Curții Universale de Justiție sub acuzația de crime de război împotriva oamenilor de pe Pământ. Ultima acțiune necesară va fi distrugerea completă a bazei submarine, după ce se va încheia procesul de căutare detaliată a eventualilor reptilieni și umani care s-ar mai putea afla în numeroasele clădiri din vaza bază submarină. Deocamdată nu se pot da detalii despre localizarea exactă a acestei uriașe baze submarine, deoarece aceste informații sunt încă strategice. Rolul final pe care Tolek îl pregătește va fi publicat după ultima acțiune prin care se va distruge complet această bază. După ce această ultimă necesară acțiune va fi înfăptuită, vor putea începe primele vizite prietenești ale celor 4 rase aflate pe biosferele Consiliului Andromeda. Întrebarea care se pune, care este costul uman și material pe care cei din Consiliul Andromeda au trebuit să-l plătească pentru că s-au angajat în acest război de eliberare al Terei? Care este motivul pentru care ei au acceptat să pornească această acțiune? Tolek a răspuns în felul următor. Mulțumesc frumos pentru întrebare, este binevenită. Reptilienii din Draco și Hydra au reușit să convingă grupul Illuminati și cabala criminală să le accepte serviciile. S-a ajuns astfel la o situație foarte, foarte gravă aici pe Pământ. Trebuie să știți că așa cum un șarpe are un cap, care îl conduce, la fel acest grup de cabala criminală și iluminatii sunt conduși de către acești reptilieni. Astfel, Consiliul Andromeda a decis să decapiteze acest monstru criminal pentru a-l lăsa fără puterea de a mai manipula omenirea și de a o controla. Pentru ca oamenii de Pământ să poată evolua în siguranță spre cea de-a patra dimensiune odată cu Pământul, această clică criminală malefică condusă de reptilieni trebuie să plece. Un al doilea motiv este dezvăluit odată ce înțelegem că cei din Consiliul Andromeda au capacitatea de a privi în viitor, de a vedea evenimentele ce se vor petrece. Astfel, peste câteva sute de ani, dacă am fi continuat această manipulare criminală condusă de reptilieni împreună cu micii cenușii din Orion, atunci s-ar fi declanșat un eveniment atât de catastrofic și atât de oribil, care ar fi afectat pe toți ceilalți oameni din galaxie. De aceea Consiliul Andromeda nu a permis ca un astfel de eveniment să existe și de aceea au intervenit acum pe Pământ. Practic, Consiliul Andromeda acționează ca o forță de poliție galactică, bine intenționată, care apără armonia și evoluțiile din galaxie. Desigur că ei acționează în forță ca acum, doar atunci când este absolut necesar. Însă să ne imaginăm un pic că sunt un fel de ONU intergalactic. Oamenii din Procyon trăiesc în dimensiunea a patra, dar manifestă și un corp în această a treia dimensiune, iar toate aceste acțiuni ale lor prin care au distrus bazele submarine reptiliene de pe Pământ au fost înfăptuite în această lume, cu ajutorul corpurilor lor materiale.
Oamenii din Procyon au capacitatea de a manifesta un câmp de protecție care le înconjoară corpul pe o distanță de 20 de centimetri din cap până în picioare. Chiar și atunci când sunt răniți, ca urmare a deteriorării câmpului individual de protecție, sau chiar atunci când corpul lor tridimensional moare, ei ca ființe din a patra dimensiune pot manifesta oricând un nou corp tridimensional. Este o cu totul altă experiență decât suntem noi obișnuiți ca ființe tridimensionale. Tolek răspunde și la alte întrebări care au fost adresate în legătură cu alte evenimente ce sunt semnalate de oameni. Ce este această planetă sau lună care este semnalată de către oamenii care trăiesc în regiunea Polului Sud, vizibilă pe cer? Este cumva o lună a planetei Nibiru? Răspunsul lui Tolek a fost nu. Nu este deloc o lună a planetei Nibiru. Mulți se hazardează să facă astfel de afirmații fără să cunoască care este de fapt realitatea. E bine că a venit o astfel de întrebare. Da, acest obiect ceresc se află în spațiul de vizibilitate al Antarcticii, al Polului Sud, și apare ca un mare obiect sferic. Trebuie să știți că acest planetoid este însă unul artificial. Poate că se aseamănă cu o planetă sau cu o lună sau satelit, dar de fapt este o structură complet artificială. Este de fapt o stație spațială științifică care urmărește permanent condițiile și evoluția acestora pe Pământ și Soare. Această stație spațială științifică a fost trimisă de către oamenii de pe Jupiter, care trăiesc în cea de-a cincea dimensiune vibratorie, ca o favoare pentru cei din sistemul Tau Ceti, care este cel de-al 10-lea membru stelar din Consiliul Andromeda, cu scopul de a urmări permanent activitatea erupțiilor solare pentru a măsura și evalua continuu cauzele și efectele acestora, pe măsură ce schimbările evolutive necesare continuă să se manifeste în acest sistem solar și care afectează câmpul magnetic planetar de la polul nord și până la polul sud. Vă rog să aveți în vedere că urmează absolut sigur o schimbare, o inversare a polilor magnetice ai Pământului. Stația spațială științifică măsoară și urmărește permanent activitățile solare care se desfășoară chiar și pe cealaltă parte a Soarelui, cea pe care noi de pe Pământ nu o vedem. O altă întrebare pentru Tolek a fost: internetul abundă de referiri la Federația Galactică a Luminii. Ce este aceasta și prin ce se diferă de Federația Galactică care este membră în Consiliul Andromeda? Consiliul Andromeda are în spate o istorie de peste 20.000 de ani tereștri de existență. Cât despre Federația Galactică, aceasta a fost înființată cu foarte mult timp în urmă și este membră în Consiliul Andromeda bucurându-se de bine meritatul respect și aprecieri din partea celorlalți membri. Federația Galactică își are originile în sistemul stelar Tau Ceti. Federația Galactică este membru în Consiliul Andromeda de 5.000 de ani, măsurați ca timp terestru, și este compusă din 140 de sisteme solare și 300 de planete. Pe de altă parte, Federația Galactică a Luminii este cunoscută și sub numele de Confederația Galactică a Luminii și are originile în sistemul Sirius și are legătură cu planeta Terra. Comandantul principalei biosfere a Consiliului Andromeda a ținut să clarifice situația în felul următor. Federația Galactică a Luminii, da, știm de ei. Orice ar spune ei, s-au format în urmă cu doar 1000 de ani, dar își au originile în Sirius. Au fost la început doar un grup mic și încă au un număr foarte mic de planete membre în grupul lor. Ei nu sunt un membru al Consiliului Andromeda și nu, Federația Galactică a Luminii nu este același lucru cu Federația Galactică. Prin urmare, Tolek clarifică faptul că această Federație Galactică a Luminii este practic un grup minuscul de câteva planete și sisteme care se auto-intituluează așa evident în mod voit folosindu-se de expresia Federația Galactică pentru a crea confuzie și nu pentru a se folosi de acest titlu pompos urmărindu-și propriile interese, care nu coincide cu cele ale Consiliului Andromeda. Dacă ți-a plăcut acest material, nu uita să dai un like, de asemenea nu uita să te abonezi la canalul Adevăruri Secrete, desigur, apăsând butonul roșu de subscribe și clopoțelul din dreapta lui, ca YouTube să te notifice chiar pe tine când lansăm alte materiale și documentare noi. Până data viitoare vă doresc un weekend extraordinar, mare atenție la codurile meteorologice care s-au anunțat peste România zilele acestea și să ne auzim cu bine!